Salutare nocivanilor, bine v-am găsit la un nou mirobolant episod de Zuba. Ei bine, după cum v-am promis, o să deschidem toate cutiuțele pe care le-am strâns și o să încerc să fac cât mai multe trofee pe acest episod. Da, deschidem astea free, hai să vedem, ne dă ceva. Ioști? Pentru cei care nu știu, Zuba este Brawl Stars 2.0. Filmez de pe telefon pentru că, din păcate, nu-mi funcționează pe emulator, deci nu mă pot juca cu raton, așa că seria de Zuba va rămâne așa momentan. Bam, 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 nimic. Ok, deci putem face upgrade-ul măcar. Details. Avem doar Bruce, adică, na, Brawler sau campion sau caracter sau cum vreți voi să-i spuneți. Babarababap. Și doar cu asta putem juca, logic. Vedem ce mai avem pe la store. L-avem pe Molly, dar na, momentan nu știu, mă gândesc. Uite, și Piggy Bank ăsta merită destul de mult. Da, nu știu, vedem, ne gândim. Avem aici free și n-are sens să cumpărăm pe Bruce. Dacă văd că e super susținută seria, o să încep să și cumpăr o grămadă de oferte. Așa că doar like, share, subscribe, toate cele. Nu uitați și că de luni până vineri la ora 8:30 sunt live pe StreamCraft și aveți primul link din descriere. Ok, mi se pare puțin dubios să mă joc de pe telefon, sincer. Nici nu știu cât de tare trebuie să vorbesc, pentru că, na, e microfonul telefonului. Mă plimb pe aici pe scaun, mă plimb prin casă și mă pot juca. Asta e interesant până la urma urmei. Bun, l-am pe cineva aici, pe asta. Cum o cheamă, măi? Că nu mai știu. Pe Nix. Ceva Nix. O să mă joc și offline, adică nu doar când filmez, ca să putem să avansăm puțin, să devenim numărul 1 în Românica, pentru că încă nu joacă foarte multă lume și avem șansa asta. Deja cred că știți jocul, dacă nu știți, uitați-vă la primul episod, nu mai explic, acum vreau doar să câștig. Hopa, se duce la acolo. I-am dat-o bine. Ok. Ne luăm shotgun-ul. Și avem aici pe Nix. Oh, ia-te mă, grenada! Ce faci, Nix? Salut! Mai avem aici un gardian. Lăsăm pe ăsta să se bată și îl batem și pe el și batem și pe gardian. Bine! N-ai mă cum să o dai mă cu profesionistul. Ce faci, șefule? Mama, asta dă bine. Ok, trebuie să ne retragem puțin. Are și grenada aia avansată, din păcate. Noi aruncăm grenada la 2 metri de noi. Hopa! Uite-l pe ăsta. Ce faci, șefule? Avem și un heal. Ok. Ne dăm un heal. Hai mă, dă heal-ul. Nu puteam să dau heal-ul. Hai mă, să ne batem cu ăsta, mă. Ce ziceți? I-am dat o grenadă. Asta nu prea știe să joace, aparent. Vine și Nix aia care are shotgun bun. Ok, ăla a murit în zonă. Cât să fă, n-ai cât să fă. Ne dăm și noi upgrade la shotgun și deja suntem top 10. Ce faci, Nix? Are power 5, din păcate, Nix. Și o să-mi fie greu să o bat dacă vreau să o bat. Ia uite, oh, dar ia uite ce shotgun are băiatul. Bine. Dă-mi și mie asta. Perfect. Leoști, bă, nu mai dau după mine. Și mai sunt încă 7. Măi, pe ăsta ar trebui să-l bat. Uite-l, mă, ce-mi face, mă. Uai, cum sare cangur vieții. A, s-o dus. Și nu mai am nici viață. Da, cam trist. Mai dacă l-aș bate pe ăsta. Uite-l, bă, ce sare. Doamne, fiți arcanguru să-ți fie. Uite pe doi aici. Mă, ăștia fac echipă, mă. Nu pare. Mamă, 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 mamă. Bine. Ah. Ah, gata, s-a terminat. Am ieșit locul 3 sau cât? Hai, mă, nu mi l-a arătat pe ăsta de pe locul 1. De ce mi l-a arătat pe ăsta? În fine, trebuia să iau și eu Nix. Îmi pare rău că l-am luat pe Bruce, pentru că la început nu-i chiar atât de bun. Vă recomand să luați Nix. Din cauza că Bruce se mișcă extrem de greu, dar are și el beneficiile lui, are mai multă viață, cred, de fapt sigur, și are și damage-ul mai blană, să zic. Hai să vedem. Hai, mă, odată, intră în meniu, ce faci, adormi aici? Uite, avem și un chest aici.
Emerald Crate. Dăm ceva bun. Dăm ceva bun. Și? Uuuu, bine. Bine, Barosane. Fii atent, Shelly din Liga a doua. Holy moly, guacamole. Păi da, așa, da, Barosane. Și putem să facem și upgrade la Brius ăsta. Ca lumea blană. N-aș investi chiar toți banii în el. Hai să jucăm cu Shelly. Let's go. Deschidem și chest-ul. Ne luăm de aici și abănuții. Și la store ce avem? Da, pot să cumpăr tot pe Brius, dar nu vreau. Ok, nimic altceva interesant. Bine. Ia să testăm Shelly, măi. E prima dată când joc Shelly. Și fiți atenți că e din Liga a doua, nu e chiar așa cum credem noi. Sunt curios. Faza e că e mai defensiv, sigur. Sau defensivă, nu știu ce să zic. Ia. Uite, bă, țestoasa. A, e cu arcul, nice. Sau pot lua și arc și pot lua și suliță. A, fii atent, am și arc și am și suliță în același timp. Și pot să intru în carapace. Am înțeles, ok. Și am și shotgun. Nice, interesant. Și dacă intru în carapace. A, păi trebuie să stau o grămadă. A, nu, doar atâta mă ține în carapace. Probabil nu mai dă mai nimeni damage în mine. What? Ce-a fost asta? Ia, hai să ne batem cu Nyx. Salut! Da bine, aici nu pot să dau în tine. Ioști! Bucata! Tu ce vrei, mă? Bă! Stai că m-am băgat în carapace din greșeală. Au! Na bun, și acum avem două medkit-uri. Din păcate, nu prea am power mare, power 1, sunt cam rip. Bam, 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 bam. Ne luăm și ăsta. Ăsta ce făcea? Chestia asta? A, îmi dădea, punea un zid în fața mea, ok. Dacă mă urmărește cineva, știu ce am de făcut. Perfect, mai avem acolo un upgrade. Ar trebui să batem foarte mulți gardieni ca să ne fie bine. Mamă, da, maolo. Mă mișc și lent. Și mă cam împinge zona. Dar suntem deja top 12. Bine de știut, hopa. Avem un arc bun aici. Bă, nu te pune, măi, cu mine, măi. Era să-i omor pet-ul. Ăla e kanguru, dar nu mai știu cum se numea kanguru, sincer. Ah, ok, dacă stau așa mai mult, trag mult mai exact. De exemplu. Plioști. A, crezut că se duce un pic în jos, dar rip. Salut, Barosane! Ce zici? Ce zici, Barosane? Nu pot să intru aici. Aolo, mama e... Noroc că am heal-ul. Plioști, bucata. A, pe asta are power 3. Cum dacă se presupune să bat... Același brawler, sau nu, înțelegeți voi, cu același power. Au! Uai de viața mea, să ne dăm asta. Așa, acum nu ne poate da damage deloc. Am înțeles, ok. Da, păi n-am cum să-l bat. O să încerc să fug. Dar va veni kanguru pe mine. Ok. Bam, m-am făcut testoasă, deși nu cred că mă ajută prea mult. Oh, bine! Încă rezist eroic, dacă scot locul 2 de aici ar fi bine, dar e cam greu. Da. M-am făcut, m-am uitat în carapace. Aolo, păi vine asta acum, maimuța nebună. Mamma mia, bucată, direct m-au scos de pe hartă. Da, mă, e greu cu țestoasa, mai ales la power 1, dar locul 3 îi bine. Nu mă plâng. Okidoki. Avem doar locuri bune. Ținând cont că sunt 35 în total, o ducem foarte bine. Deja avem câte trofee? Stai să vedem. A, uite, 206 trofee în total. Mai putem lua niște gemuri.
Dacă smoca dă-le încoace. Uite și de la Mastery mai putem lua bănuți de aici și de la ăsta tot bănuți. Bun. Păi fii atent, hai să facem o nefăcută. Îl facem pe ăsta la Power 5. Păi cred că de nu ți-i ba pe toți acum. Ce vorbești, șefule? Power 5 pe Bruce? Hai să-i rupem. Mai avem imediat încă o cutie. Probabil o să o deschidem pe asta. Da, bun, hai să mai dăm. Cel puțin încă două meciuri dăm. Nu știu de cât timp filmez, dar hai să ne batem, să-i rupem. Fiți atenți, dacă am merge noi să ne batem cu cu gardianul ăsta, ăsta ne dă direct chestii foarte bune. Uite asta. Dar ne trebuie și arme. Asta e ideea, asta e strategia aparent. Nu pot să cred. Bun. Păi asta e faza, boss. Acum ce are Nocivano? A, bine, cred că a murit. Da. N-are nimic Nocivano aparent. Locul 28. Nu o să vorbim despre acest match niciodată. Minus un trofeu. Ok. Cum n-ai de avea damage-ul ăla? Avea și el grenadă din aia legendară. Dacă ați văzut, o aruncat cu o grenadă galbenă, ceea ce înseamnă item legendar. Aveam și eu shotgun-ul legendar, dar n-a putut să fac mare lucru. Ok, o să merg să mă bat aici. Uite că e un brawler, nu-i brawler, în fine, caracter, știți voi, ați înțeles voi, pe care nu-l știu. Ok, interesant, interesant. Da, aici o să fie bătaie mare pe gardianul ăsta. Hai, șefule, să vedem care e mai bun. Sper să nu aibă și el Power 5. Ok, are Power 3. N-ar trebui să fie mare problemă. Bam, bam, bam. Îl execut repede, mai vine încă unul. N-am ieșit eu prea bine de aici, am ieșit mai mult șifonat, sincer. Dar nu-i problemă, că ne luăm și noi toate cele. Ce vrei, mă, vrei? Bă, mă bate ăla. Ești nebun. Tot trage cu arcul. Oare shotgun-ul ăla bun. Holy moly. M-aș băga și eu pe gardianul ăsta, dar după aia mi-o iau. Trebuie să aștept să-l mai sece puțin. Și după aia să mă bag să-l fur. Mamma mia. Dar ăștia, nu știu, se bat între ei sau ce naiba fac? Aolo, țestoasa aia mă bate de mă usucă. Păi n-am ce face, în momentul ăsta sunt trip. N-am de unde să-mi dau viață, nu sunt destul de agil. Trebuie doar să mă lupt pentru un loc mai bun. A, uite, poate batem un gardian de ăsta. Deși sunt doi. Cred că mă bat ăștia pe mine acum. Opa. Bun. Și ne luăm heal-ul. Plioști. Plioști. Și ne ducem pe țestoasă. Woohoo! Bine. Hai mă că până la urma urmei ieșim decent, dar nu avem iteme. Opa. Opa. Avem sulița legendară. Okie dokie. Și mai sunt încă 7 playeri. Mai sincer, nu credeam că o să ies prea bine din fight-ul ăla, dar uite că o ducem bine. Plioști. Hai mă să ne batem, vrei? Hai să ne batem, frate. Mamă, cum dă shotgun-ul ăsta. Dacă asta nu-i victorie, apoi nu știu ce mai e victorie. Holy moly. Ai, ai, ai. Am 5 kill-uri deja și mai sunt doar 3. Showdown. Gata, frate. Hai să o dăm. Care ești? Care e chef de scandal? Barosano. Sano, sano. Ia-te-l pe ăsta. Ce faci, boss? Aolo. Aolo, da te execut, copile. Copile, stai cu mine. Ia uite-mă la el, mă, ce joacă el. E mult mai agil decât mine. Dar n-are nicio șansă.
Și nocivanul numărul 1. Normal, dacă aveam asemenea iteme, cred și eu. Mai deschidem o cutiuță, cred. Uite, gold crate available. Intrăm frumos la meniu. A, eu am 211 trofee doar pe Bruce. Sau, cred că acum le-am făcut. Și pe cont am 251. Mai avem 7 secunde și deschidem. Și ceva la Trophy Road. Bam, bam. Ce-i asta? A, un punct pe Shelly. Interesant. Mai aveam și la Mastery. Cum naiba ajung acolo? A, la Trophy Road. Și la Mastery aveam 5 gemuri. E fain că îți dă și în momentul în care crești pe un caracter, îți dă gemuri și bănuți și din Trophy Road de peste tot. Se tot strâng. Power 2 pe Shelly, nu-i cine știe ce, dar e decent. Hai să vedem ce ne dă în cutiuță. Pioș! Ce vorbi, șefule, ce-am primit? Item. Nici măcar nu știam. Stați. Și pot să-mi pun arma asta, mă? Nu știam de existența armelor. 10% shotgun attack range. Dai cu 10% mai departe. Interesant. Bun, hai să punem să se deschidă asta de 45 de minute. Fii atent, ai șansa să-ți dea caracter nou aici. Start unlock. Okidoki. Și nu știu, hai să mai dăm un match, ultimul match, ok? Iar după o să mai continuăm. O să mai fac un episod direct după. Babaraba. Unde să mă duc eu? Uite, aici m-aș duce. Vreau să mă duc acolo pe bătaie. Acum, dacă pierzi, pierzi. Dacă nu, Doamne ajută. Dar e un singur gardian din ăsta legendar și îți dă iteme super bune. Nu știu dacă am șanse să îl bat. Uite-te că sunt 3 mixuri. Mai zic kangurul ăla, sunt 2 cameleoni și 2 Bruce. Eu cu încă unul. În 38 de secunde începe. Se cam enervează ăștia. Poți să pui tot felul de emoji-uri nebunii. 35 din 35 și începe nebunia. Aolo, ce-i pe aici? Ai, ai, ai. Se bat ăștia ca chiori. N-ai, mă, cum ai să o dai. Mă duc să-mi iau și eu sulița. Bine. Mă-ți bat eu pe Nix asta. O să-l bat pe ăsta. Au! A, uite că nu m-a lovit pe mine, țeapă. Aha. Băi, dar fuge vulpea aia de mă disperă. Uite, mă, că eu nu-l lovesc, mă, dar ea mă lovește. N-ai cum, mă, să bazi Nix-ul. Dacă joacă bine pe Nix, eu nici nu mă pot apropia măcar. Am un range incredibil de mic. Uite, știu, și e plin de Nix-uri pe aici. Eu mi-au și damage. Ai, ai, ai. Mai e un Bruce pe aici. Dar și dacă o prind pe Nix asta aici, o distrug psihic. Ce v-am zis? V-am zis sau nu v-am zis? No, păi pe aia dacă o mai prind odată, îi rip. Uite-o acolo. Nu e aici, mă? Au! Hai, mă, să vedem care e un Bruce mai bun. Hai, mă, s-o dăm, mă. Ce-ai făcut, șefule? Rip. Ia uite pe asta, ce faci? Uite, mă. Uite al naibii kangur, mă. A, mă bate, mă bate. Care e ăla legendar? Bă, ce se bat nebunii pe aici? Da. Hai că m-am bătut dacă e. Deja top 10. Și cam aici o să rămân. Mă ajută foarte mult să stau prin tufiș. Că măcar dacă prind pe cineva, eu dau ca lumea. Mai luăm și noi un heal. Bă, îmi fure. Mi-a furat. Nu pot să cred. De. Mamă, ce se bane bunii.
Ok. Cred că era mai bine să-mi iau heal-ul. Mai sunt 4. Nu pot să cred că am scăpat de acolo. Dar mai trebuie să folosesc foarte mult grenada asta. Ce face, mă, ăla invizibil? Hai, 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 hai. Puteam să-i mai dau și asta. Oh, uai, ce mă bate ăsta. Aoleu, mama e. Da. Rip. Trebuia să mă intru și cu sulița în el, dar locul 2 e bine. El avea arcul legendar, eu nu cred că aveam. Aveam ceva legendar, încercam să iau shotgun-ul, dar n-am mai prea putut. Nu contează, Barosane. Mi-am dat și sufletul în meciul ăsta. Dar mi-a plăcut, a fost bun meciul. Perfect. Mergem la meniu, după 3 ani, te rog. A, fii atent, îmi dă să-l iau pe ăsta, dar n-am boss de unde. Asta este, back to offer, nu pot, lose it forever, asta este. Mamă, ce oferte îți bagă băjeții. Bun, cam aceasta a fost treaba, suntem deja în liga a doua, avem 285 de trofee, ne îndreptăm ușor, ușor către liga a treia, unde avem acces la mai multe chestii și tot așa o să continuăm. Rank-ul sunt pe locul 4314 pe Bruce și pe All sunt pe 15200 în România. Văd că cele mai multe trofee le are Daie, care are 5500, dar vă promit că o să joc și în afara episoadelor și o să încerc să ajung și eu la 1000, la 2000, la așa mai departe. Bun, vă mulțumesc pentru atenția acordată, toate cele bune, ne vedem în următorul episod. Pa, pa!